De cei mai mari fotbaliști ai României a ajuns subiect de carte. Fostul stelist Marcel Răducanu a jucat la Dortmund după ce a fugit în Germania pe timpul lui Ceaușescu. Marcel Răducanu și-a lansat cartea la București. Iordănescu, Tudorel Stoica și Ilie Dumitrescu au fost alături. Răducanu s-a stabilit în Germania de peste 40 de ani după ce a fugit din România pe timpul lui Ceaușescu. Am avut o viață minunată. Dumnezeu mi-a dat talent. Ilie Dumitrescu s-a apucat de fotbal după ce l-a văzut pe Marcel Răducanu la Steaua. Pentru mine este cel mai bun produs al clubului Steaua. Dubla dintre CFR și Lazio a fost subiectul zilei la lansarea cărții lui Marcel Răducanu. Cu echipe de-astea puternice, cred că se motivează băieții mai bine. Cred că și Clujul poate să aibă o șansă. Este un prilej extraordinar. Să nu uităm că eu au ieșit din primăvara, europeană, în Europa League, fără să piardă cu Sevilla. Legendele din Ghenci au aflat că Steaua Armatei ar putea să promoveze din sezonul viitor. Au cam trecut cam mulți ani de când joacă în Liga a doua și ar fi fost normal de anul ăsta.